primul rând, ar trebui să definim aceste organizații de management al destinațiilor. Acesta reprezintă o persoană juridică care elaborează și implementează strategia de dezvoltare și marketing turistic a destinației în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Acestea pot fi organizate atât la nivel local, județean, pentru care ne aflăm astăzi aici, regional și la nivel național. Ca și înființare, organizația de management a destinației se constituie ca și asociație, conform prevederilor OG26/2000 privind asociațiile și fundațiile, precum și respectând prevederile 58/98, ca persoană juridică cu de drept privat, în baza avizului emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Acesta este un aspect important, deoarece prin derogare de la prevederile OG26/2000, organizația de management a destinației dobândește personalitatea juridică și statutul de utilitate publică în urma depunerii cererii de înregistrare la registrul asociațiilor și fundațiilor, dar ulterior obținerii acestui aviz din partea Ministerului. Asociațiile cu activitate în domeniul turismului, care deja funcționează ca și o asociere între public și privat și care doresc să devină OMD, acestea trebuie în primul rând să-și modifice statutele în conformitate cu noua legislație, cu modificările legislative de anul trecut, și să obțină, bineînțeles, în prealabil avizul conform emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Cum spuneam anterior, cele patru tipuri de OMD-uri se pot organiza la nivel local, județean, regional și național. Ne aflăm într-o perioadă în care, așa cum ar trebui să o facem mai des, să ne îndreptăm atenția spre partea frumoasă a noastră, a oamenilor, ne îndreptăm atenția spre Doamne. Ieri a fost 1 martie, a fost o zi plină de simboluri în zona balcanică a Europei. O zi pe care și noi cei din România, hai să spun, o sărbătorim așa cum trebuie. Este o zi plină de semnificații, este o zi în care putem spune că este reînnoirea timpului sau renașterea naturii. Este începutul calendaristic al primăverii. Este revenirea, să spun așa, la viață. Cum am spus și puțin mai devreme, discutăm, făcând referire la ziua de 1 martie, am spus că este un început. Tot despre un început discutăm și în această întâlnire de astăzi. Un început care cred eu că pune bazele unei organizații de management a destinațiilor, a unui OMD județean, ce în timp își va arăta beneficiile, rezultatele și totodată cred eu că stă acest viitor OMD poate sta la baza dezvoltării din punct de vedere turistic și nu numai a județului Constanța. Mulțumindu-vă foarte mult pentru prezență, mulțumindu-vă pentru participare, voi intra direct în subiect pentru a nu vă reține foarte mult. Știu că aveți o agendă suficient de încărcată cu toții. Am primit draftul de statut din partea inițiatorului, și anume Consiliul Județean. Iar noi, OMD-ul local, Mamaia Constanța, ca și parte interesată sau ca viitori membri fondatori, dar acest lucru se va decide în adunarea generală a asociațiilor, în cadrul OMD-ului, avem câteva obiecții sau propuneri, depinde. Și acum încep cu statutul pe puncte. Am observat că la articolul 10 a fost definit scopul, ceea ce este un lucru bun, și anume dezvoltarea și promovarea turismului în destinația respectivă. Asta înseamnă că taxele speciale colectate vor fi utilizate atât pentru promovarea turismului, cât și pentru dezvoltarea turismului, căci așa sunt prinse ele în hotărârea de Consiliu Local. Totodată, la îndeplinirea obiectivelor, organizația derulează următoarele activități.
Eu aici am o propunere către secretariatul de ședință să privească cu atenție statutul OMD-ului local și să preia de acolo, să verifice și să completeze cu diferența de activități pe care am trecut-o și noi acolo, fiindcă la noi povestea asta a rezultat în urma a 2 ani de dezbatere internă, noi și patronatele. Totodată, aici la patrimoniul inițial al organizației nu am o propunere anume, dar văd că sunt trecute poziții în alb pentru viitorii parteneri. Primul partener este evident administrația publică județeană. Eu aș face propuneri de viitor parteneri, dar evident dumneavoastră va trebui să-i contactați, dacă nu i-ați contactat până acum, și ei să spună dacă doresc sau nu. Și anume, din partea OMD-ului Mamaia Constanța, să presupunem că ne manifestăm interesul. Trebuie să intre OMD Mangalia, OMD Năvodare, OMD Eforie. Acestea sunt în curs de avizare. Totodată, e bine ca la nivelul OMD-ului județean să avem Camera de Comerț, Industrie și Navigație, să avem aeroportul Mihail Cogălnicianul, APMC-ul, Universitatea Ovidius, cât și ABADL-ul. Și evident alte ONG-uri care au activitate în domeniu. Totodată eu am întrebare pentru reprezentantul Ministerului, și anume, care este numărul minim de parteneri fondatori? În afară de Consiliul Județean, care este inițiatorul. Da, conform ONG 26/2000, numărul minim pentru a se înființa o asociație este de 3. Deci poate să asocieze în primă fază Consiliul Județean cu încă 2 parteneri, urmând pe parcurs, prin acte adiționale, să fie introduși noi membri. Am înțeles. Iar de aici, din ceilalți doi, să înțeleg că minim un OMD? Ideal ar fi minim un OMD. Așa este la... După cum ați observat, nu am... Înțeles. Da, deci ideal ar fi un OMD. Acum sunt situații, de exemplu, știți că Consiliul Județean Maramureș a ființat primul OMD județean din țară și având în vedere că singurele OMD-uri avizate de minister în momentul de față sunt Suceava și Constanța, Mamaia Constanța, vă dați seama că nu l-au putut înființa alături de un OMD. Deci a fost Consiliul Județean împreună cu alți parteneri. Am înțeles, fără un OMD local. Fără, pentru că nu există. Am înțeles. Mai departe, văd aici în draftul meu anumite articole în galben și cred că au fost propuneri de la Uniunea Națională a Consiliilor Județene, dar care nu se pot aplica, fiindcă fac referire la cuantumul taxei speciale pentru promovarea turistică, ce va fi aprobat printr-o hotărâre a Consiliului Județean. Eu nu știu de așa ceva, nu cred că se poate. Consiliul Județean nu poate pune taxă de dezvoltare turistică. Totodată, dacă ne mutăm la capitolul 5, articolul 4, la dobândirea și pierderea calității de membru, aici avem două puncte, și anume punctul C. Folosește prerogativele statutare în interes propriu. Și face referire că adunarea generală a organizației poate hotărâ pierderea calității de membru și ulterior excluderea din organizația unui membru în urma votului a jumătate plus unul din membrii adunării generale prezenți la ședință în următoarele situații. La punctul C spune că folosește prerogativele statutare în interes propriu. Rog aici să se detalieze pentru a evita viitoarele abuzuri. Totodată la punctul E aduce prejudicii morale și materiale organizației. Și aici trebuie să se detalieze pentru a evita viitoarele abuzuri. O altă propunere a noastră face referire la adunarea generală și la formula de vot. Ei bine, conform legislației, adunarea generală spune că la OMD-urile județene fiecare membru are un vot. Acest vot este dobândit de plata cotizației anuale care se va stabili de către adunarea generală. Totodată, OMD-urile locale au o obligație prin lege de a vira 20% din taxa specială colectată către OMD-ul județean, adică cel ierarhic superior. Aici apare o ciocnire, o poziție cap în cap. Adică OMD-ul partener virează 20%, iau cazul Constanței, să presupunem că va vira 100.000 de euro. Cotizația anuală să presupunem că va fi de 1.200 de euro și atunci ne ducem în adunarea generală, care poate fi formată de pildă din 7 entități juridice, cu alte cuvinte 7 voturi egale. Iar un vot care
solicită 100 și ceva de mii de voturi euro anual, este egal cu un vot care solicită 1200 de euro anual. Eu spun acest lucru deoarece reprezint un OMD la firul ierbii. Eu mă lovesc de plătitorii de taxă turistică. Ei sunt membri în adunarea generală și în Consiliul Director. Ei impun întrebări. De ce trebuie să plătim suma asta și nu trebuie să o ținem la OMD-ul local? Că e o sumă importantă, 20% din bugetul oricărei asociații este o sumă importantă. Totodată, aceste asociații nu sunt plătitoare de TVA. E clar că adunând acești 20% plus TVA-ul care se va pierde, fiindcă noi suntem consumator final, ne ducem una peste alta la o treime din bugetul asociației pe care noi nu-l putem folosi. Cu alte cuvinte, îl dăm ori la OMD-ul superior, ori la bugetul de stat. Deci 2 euro, 1 euro din 3 îl pierdem. Și e o problemă cu acești 20%. Vrem să știm de ce anume îl plătim și care este poziția noastră egală cu această sumă. Noi avem și o propunere. În funcție de cum dorește Consiliul Județean și de alți parteneri, noi putem vira acești 20% care îi calculăm în luna ianuarie a fiecărui an, fiindcă știm de la Serviciul Public de Impozite și Taxe cât anume s-a colectat, calculăm acest 20%, îl virăm către OMD-ul Județean, dar am dorit o prevedere statutară prin care și Consiliul Județean, imediat când își votează bugetul în ianuarie-februarie, să prevadă și ei aceeași sumă, să vină în cot. Facem acest OMD pentru a promova Constanța, litoralul românesc, pentru România, în primul rând. Turiștii vin pe litoral, nu vin în Mamaia, în Eforie sau în Mangalia, ori în Vamă. Și trebuie să înțelegem că acești bani pe care dumneavoastră, domnule Mândilă, împreună cu colegii de la OMD, de la Constanța, îi veți vira către Consiliul Județean, se vor duce tot către promovarea județului. Vom merge sub o umbrelă a acestei organizații la organizarea de târguri internaționale și interne, pentru că trebuie să ne promovăm. Și de asemenea, campaniile pe care le va face, sunt convins, acest OMD, vor fi în beneficiul tuturor. Până la urmă, suntem cu toții trecători în aceste funcții și vor veni alții peste 4 ani, 6 ani care să preia aceste mandate. Poate acea propunere a noastră de 3 ani se justifică. Eu aș propune mai bine să fie de 2 ani, astfel încât în condițiile în care se schimbă cumva ceva la nivel de alegeri, să poată fi făcută o schimbare benefică domeniului. Pentru că turismul va rămâne în continuare ca un pilon important al veniturilor pe județul Constanța și este bine să fie validat după acei 2 ani președintele care va fi ales. Nu trebuie să ne împiedicăm de aceste funcții. Eu vin dintr-o experiență asociativă unde avem la 2 ani alegeri și am văzut cât de utilă este această alegere. Cu limitarea mandatelor la 2 ani este perfect adevărat. Și, de asemenea, trebuie să ne aplecăm cu toții și să detaliem foarte bine acest statut, astfel încât, atunci când ajungem la minister, să fie aprobat. Când vine vorba despre buget, într-adevăr, toată lumea acolo este cea mai atentă. Sunt convins că și Mangalia, Costinești, 23 august, Limanu sau Năvodar vor fi interesați să intre în acest OMD, sau Eforie, cu siguranță, care orte Chirghiol, și de asemenea Cernavodă sau Megidia, pentru că aceasta este organizația de managementul destinației. Noi ne promovăm atât către turiști, dar trebuie să ne promovăm și către investitori cu această organizație și am văzut cum face, nu trebuie să inventăm nimic, cum face un astfel de OMD în Statele Unite sau în Dubai și vedem cât de agresiv sunt în promovare. De aceea este lăudabilă această întâlnire și faptul că v-ați organizat și felicitări doamnelor de la Consiliul Județean care au reușit într-un timp atât de scurt să vină cu acest statut, care este rectificabil.